Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la emisiunea Ce vor plantele? Noi suntem la datorie, sper că și dumneavoastră în număr cât mai mare în fața micilor ecrane, pentru a afla sfaturi legate de sănătatea plantelor. Pentru sfaturi l-am invitat și astăzi alături de noi pe invitatul emisiunii, dr. inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Iar pentru dumneavoastră am pus la dispoziție cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, unde puteți să sunați și să intrați în direct cu noi. Alo, bună seara, vă ascultăm! Vă sărut mâna, Dumnezeu să vă țină sănătoși. Asemenea, profesor. Asemenea, Doamne ajută. Fără dumneavoastră suntem mai săraci. Nu sunteți. Mai sunt. Mai sunt, dar pe dumneavoastră vă cunoaște și ne sunteți tare dragi. Mă bucur. Mulțumim frumos de aprecieri. Să sperăm că vă putem fi de folos și de data aceasta. Stimați domni, mă chinuiesc să vă prind de nu știu cât timp, Dumnezeu mi-a ajutat în seara asta. Ce vreau să vă rog? Am un brad. Da. Ca să dau alea că televizorul mai încet, că e cu întârziere câteva... Da, sigur, timp. Da. Așa. Deci, am un brad, are vreo 2 metri. Da. I-a mers bine vreo 2-3 ani, așa. Da. Și acum... Asta vară a început acelui să cadă pe jos, a rămas ca în el, așa, dar vârful și acum este verde. Da. Ce să-i fac? Simplu. Vă procurați de acum produs, mai aveți conifere în afară de bradul ăla. Mai am tuia, mai am... Corect. Deci vă cumpărați produsul Geliasol. Da. Este un gel. Se administrează primăvara foarte devreme și după aceea în fiecare lună la plantele care au peste 2 metri 10 litri de apă. În 10 litri de apă puneți 100 de grame de Geliasol și udați plantele cu el cel puțin 3-4 luni la rând. Asta pe vegetație, pe frunze, pe tine. Nu, pe pământ. Pe pământ. La rădăcină, udați-l la rădăcină. N-am spus să-l stropiți, să-l udați. Da. Și iar pe frunze, cum se face primăvară, în luna aprilie, după 20 aprilie până la 1 mai, să vă procurați produsul Nisorun. Da, Nisorun. Da? Și un produs pe bază de cupru, Cem sau Champion sau Cosaid sau Triumf. Și faceți două tratamente la interval de 2 săptămâni. Pe frunze, pe masa foliară. Tratamentele să le faceți, dacă este posibil, cu atomizorul, nu cu... Vermorelul, pentru că vermorelul nu poate să pătrundă soluția până în interior. Deci cu automizorul, că ăla răvășește frunzele, corona și tratamentele sunt 100%. V-am înțeles. Altă problemă. Puneți. Am cumpărat o iasomie și am mutat-o în vreo 5 locuri, a crescut o palmă așa. Da. Auziți? Da. Și am mutat-o în vreo 5-6 locuri și a rămas tot așa, văd că e verde. Unde s-o pun? Ce-i trebuie să... Absolut nimic decât la iasomia aia să-i dați Geliasol, cum i-ați dat, la cam ce înălțime are? 20-30 de centimetri? 100 de milimetri, cred. Nu, 10 centimetri. 10 centimetri? Da. Unde este? Afară, în curte? În curte, da. Bun, la primăvară. Tot așa cum dați la conifere, îi dați și ei un litru de apă dintre aia cu Geliasol. Rădăcina are? Păi acum, să umblu la ea, are rădăcina. Păi dacă ați mutat-o până acum din mai multe locuri, bănuiesc că v-ați uitat dacă are rădăcină. Da, avea rădăcină atunci, da. Bun. Am înțeles. Dacă nu, când puteți să o mai udați și cu Kinactiv Root, este un stimulator pentru dezvoltarea rădăcinilor. Cum îi spun? Kinactiv. Cu capa se scrie. K-I... Kinactiv.
rădăcina. Okay? Da, root. Este un stimulator de rădăcinare, dezvoltă rădăcinile la plante și cu precădere se aplică atunci când faceți transplantările. Se stropesc rădăcinuțele. E bun pentru orice plantă pentru rădăcinare. Am înțeles. Așa, am un cireș amar care are vreo 6 ani. Am florit o minunăție. N-a rămas o cireașă. Da. Și Dumnezeu să-i fac. Vă spun... Câți cireși aveți acolo? Poftiți? Numai unul este. Numai unul, dar am niște vișini la vreo 7-8 metri de el. Da, e bine. Teoretic, dar trebuie cumpărat produsul ăla... Biopolin. Puteți să folosiți biopolin când... Biopolin. De la biopolenizare. Se cheamă biopolin, este un atractant pentru albine și stimulați astfel albinele să viziteze florile, respectiv și florile de cireș și florile de vișin în paralel, tocmai pentru a se face polenizarea între ele. Există... În ce moment să stropesc? În momentul când planta deschise, înflorită. Când florile sunt deschise, atunci când și albinele vizitează florile. Bun. Este, v-am spus, un atractant pentru albine. Noastră nu mă puneți acolo ca și un parfum ca să vină albina să viziteze florile, să le atragă. Sunt foarte multe soiuri de cireș care sunt autosterile. Asta înseamnă că nu se polenizează cu propriul polen și au nevoie fie de alt cireș sau de vișin în preajmă să se polenizeze cu ei. Sau de albine care transportă pe picioruțe polenul de la alte plante. Da, bun. Altceva. Am o mahonie și am stropit-o cu soluție din aia pentru pomi. Că a spus dumneavoastră că tot ce e lemn se stropește, dar asta nu i-a căzut frunzele anul ăsta. Și eu am dat pe ea și văd că unele frunze a început să usuce. Păi să usucă în moment, dar nu eu de-aia am spus. O avea ceva? Revine? Probabil că dacă a fost verde și ați stropit-o, ați făcut rău. Deci eu am spus tot ce iernează sub formă de lemn, nu cu frunze. Da, fără vegetație. Da. S-ar putea întâmpla să aveți o problemă. Dar oricum, ea va vegeta în primăvară, să știți. Nu se întâmplă mare. Vârful e verde, are boboci, are... Da. Deci, mare atenție, plantele care sunt verzi, nu-i voie să le stropiți cu ulei. Bun. Le opriți fotosinteza, le opriți respirarea, uleiul stă pe frunză și nu mai poate respira planta. Și înseamnă că alea vor cade și de-a crește altele. O să regenereze, nu vă faceți probleme în primăvară. Bun. Ați zis dumneavoastră că când se face dezinfecția solului, să punem folie neagră, dar eu am folie albă, transparentă. Folia neagră atrage razele solare și automat pământul de dedesubt se încălzește foarte repede și activează substanța pe care ați dat-o în sol. Da, bun. Dumnezeu să vă aibă în pază. Asemenea. Mulțumim frumos, vă dorim multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Vreau și eu să pun o întrebare pentru... Vă ascultăm, sunteți în direct, la telefon vorbiți cu noi. Pentru gardul viu, pentru omida păroasă, cu ce aș putea să stropesc? Vă rog să notați. Da. Produsul Afirm. Afirm. Împreună cu coragen. Deci două substanțe le combinați. Sau puteți să vă procurați și un produs bio Bactospain. Este Bactospain. Bactospain? Da. Este un inhibitor de chitină. Bactospain. Și toate împreună? Nu. Ori cumpărați cele două care vi le-am spus prima dată și le amestecați, ori Bactospain-ul ăsta singur. Singur, da.
Da, bun, mulțumesc frumos. Sănătate. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Să rămână și la Cristina. Bună seara. Trăiți și dumneavoastră. Profesor, am avut usturoi într-o grădină, aș putea să pun și anul ăsta tot usturoi. Dacă n-ați avut probleme, puteți să plantați. Însă, când îl plantați, în, acolo unde îl plantați, să vă procurați și trica expert. Trica expert. Da, și în fiecare găurică unde puneți cățelul de usturoi, să puneți 2-3 granule de trica expert. Am înțeles. Și mai fertilizez încă în continuare, nu? Puteți să fertilizați. Acolo unde dumneavoastră puneți morcov, pătrunjel, ceapă, usturoi, când pregătiți terenul, înainte de a da cu grebla, puneți teracalco, încorporați teracalco în sol, după care faceți găurelele și plantați. Dar înainte de a planta bulbii de ceapă și căței de usturoi, să întindeți pe o folie, automat îi udați un pic cu un pic de apă și eventual să vă cumpărați un fungicid pe bază de cupru. Ok. Da? Și pudrați bulbii respectivi sau căței de usturoi și după aceea îi plantați. Bine, domn profesor, că zicea cineva să nu mai pun usturoi, că nu se face, ar trebui să pun mazăre. Dacă nu aveți, dacă n-ați avut probleme să fac nicio asta. Singurul lucru este să nu aveți nematozi în sol. Nu, cu n-am avut nicio problemă. Atunci puteți liniștit. Și încă o întrebare, domn profesor. Da, spuneți. Gunoiul ăsta de la găini, găinațul ăsta, aș putea să-l pun în livadă, în grămez, așa, printre pomi? Puteți să-l puneți la proiecția coroanei pe sol, săpați un șănțulec, un șănțuleț mic, îl puneți acolo, la stupați și cu asta ați rezolvat problema. Nu-i prea mult, nu arde. Și dacă puneți 500 de kilograme la un pom, nu-i mult. Am înțeles. Nu este bogat în azot, dumneavoastră, la arder vă referiți la azot, nu este bogat în azot, așa că sunteți feriți de acidifierea solului sau de... Și nici nu conține semințe de buruieni. Puteți să folosiți găinațul cât de mult. Ok, că zicea cineva tot așa că un kil la 10 kg de apă... Aia e altceva. În momentul în care dumneavoastră faceți... Așa, într-un butoi, să puneți în butoiul ăla de 200 de litri, să-l puneți 3 sferturi cu gunoi și să-l umpleți cu apă, faceți un fel de mocirlă dintre aia, lăsați 2-3 săptămâni și după aceea îl puteți administra așa cu găleata la fiecare plantă. Nu este nicio problemă. Și în timpul verii, nu? Și în timpul verii puteți să-l administrați și în grădina de legume, la roșii, ardei, vinete... Am înțeles, domn profesor. Și mai am o întrebare, dacă nu vă supărați. Spuneți. Am un gutui care îi de mulți ani cam stagnează la 2 metri, așa. Dacă anul ăsta nu-l mai lasă fructifice, nu se dezvoltă mai bine? Dacă vreți să se când l-ați plantat? Păi are vreo 7 ani, 8 ani. Bun. Vă cumpărați pentru gutui un produs luna care? Luna care? Exact, luna care. Da. Eu spun așa pentru ca să puteți nota. Da, e corect, e bine, că și așa ne-am americanizat cu toți. Așa, luna care și dumneavoastră, când apar primele frunzulițe la gutui, faceți tratamentul cu luna care, da? Și după aceea repetați la 2 săptămâni. Și să nu-i tai gutuile ca să se dezvolte. Obligatoriu trebuiau tăiați din primul an, trebuiau să faceți tăierile de formare ale coroanei, să stimulați creșterile și ramificarea coroanei și dacă vreți să se dezvolte mai bine, din tratamente să nu vă lipsească, alături de tratamente, să nu vă lipsească îngrășămintele foliare și stimulatorii de creștere.
Da. Și păi da, în timpul verii mai dau cu fertitel. Cu fertitel, cu bionat, cu foliplant, un îngrășământ foliar pe care să-l aplicați de 2-3 ori, chiar și de 4 ori, în funcție de cerințele plantei, ar fi ideal. Dar înainte de asta, după tăieri, trebuie neapărat să faceți tratamentele în perioada de repaus. Obligatoriu. Am înțeles, numai că tăieri nu i-am făcut că are puține ramuri. Păi tocmai are puține. Chiar așa. Deci are puține pentru că nu i-ați aplicat tăierile. Dacă i-ați fi aplicat tăierile, de unde, știți cum e la pom? Exact ca și la copii, unde dă mama crește. Unde tai, crește. Am înțeles, numai că au fost cam amărât. N-are importanță, trebuia să-l tăiați, indiferent cât de amărât este, pentru că prin tăieri se stimulează creșterile. Am înțeles. Unde? Îi las gutuile, face vreo 15-20 de gutui să-i le las. Lăsați-le, că nu-i nicio problemă dacă spuneți că are 6 ani. Are, mai bine. Da, nicio problemă. Eu am zis că dacă îi le tai, poate să dezvoltă, să nu-l mai... Trebuia din anul 4 el să înceapă să fructifice și să lăsați să fructifice. Până în anul 4 nu trebuia lăsat să fructifice. Am înțeles. Dar tăiați-l să stimulați ramificarea, pentru că dumneavoastră pierdeți foarte mult. De acolo unde tăiați, în loc de un lăstar, o să aveți 2 sau 3, în funcție de cât de bine îi merge pomului. Iar dumneavoastră, dacă dintr-unul nu faceți 3, fructele vor fi puține. Dați șansa să fructifice pe 3 ramuri, nu pe una. El oricum face cam 15-20 de gutui în fiecare an. Păi dați-i, dacă 15-20 de gutui face pe 4 ramuri, dacă faceți din 4 ramuri 16, deci o să fie 15 ori 16 ramuri. Am înțeles, și atunci ălea să le tai sever, așa, adică... Nu, să le tezi cum trebuie, cum... Deci trebuie să știți cum trebuie făcut tăierile. Nu le faceți așa numai că... În principiu știu că ăștia la gutui nu știam cum să fac. Ca la măr. Ca și la măr, și ca să stimulați creșterile trebuie să tăiați un pic mai mult de 60%. Înțelegeți? Când tăiați doar vârful lăstarilor, acolo nu stimulați creșterile. Acele tăieri se fac în vârful coroanei. Unde vreți să stimulați creșterile, la etajul 1 și la etajul 2, acolo puteți să tăiați sever, rămân undeva la 5-6 muguri pe ramură și din primii 2-3, imediat de sub tăietură, veți obține 2-3 ramuri. Am înțeles. O să mă documentez mai bine, că acum 2 ani am chemat pe cineva și mi-au făcut prăpăd. O zis că știe și nu au făcut nimic, nicio treabă bună. Da, asta e un ghinion. Păi nu. De-aia... O să mă documentez și o să caut. E foarte important această lucrare și în formarea coroanei și în normarea rodului. La fiecare vârstă a pomului, aceste tăieri sunt foarte importante. În perioada de tinerețe se formează coroana prin tăieri, în perioada de rod se face o normare și un echilibru între creștere și fructificare, iar în perioada de declin sau de bătrânețe se aplică tăieri de regenerare. Sau la coroanele care au fost tăiate greșit, se aplică de corecție. Deci această lucrare, după părerea mea, este foarte importantă și e bine de făcut de specialiști. Am înțeles. Da, normal, fiecare cu meseria lui corect. Oricum, gutuiul ăsta a fost pierdut undeva, a rămas așa și am zis, am văzut că era prin fundul grădinii și am să fac un pic să dea drumul și el. Mai aveți întrebări? Nu. Vă mulțumesc mult și vă doresc multă sănătate și Dumnezeu să vă ajute, Doamne. Asemenea, la fel, multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Sărăinele. Bună seara. Doamna, l-aș întreba pe domn profesor, am și eu câțiva pomișori în grădină. Da. Nu știu dacă am făcut bine, i-am tăiat săptămâna trecută la vreo 11-12 grade și aș vrea să-i stropesc, dacă îmi recomandați cu ce. Nu i-a stropit imediat după tăieri, noi am recomandat așa. Imediat după tăieri să se facă tratamentele cu apă în care puneți un produs pe bază de cupru, cemp, cempion, funguran, alcupral, triumf,
Lângă deci acest, unul din acestea. 30 de grame. 30 de grame. După care puneți un insecticid acaricid. Noi vă recomandăm Vertimec. Sau Vertimec, da. Sau pentru cei care mai au Talent sau Novadin Progres, puteți să le amestecați. Nu se mai găsesc aceste sau Reldan la comercializare, dar sunt foarte mulți care le mai aveți pe stoc și da, le mai puteți folosi. Reldan, așa. Da. Și am înțeles că trebuie și să mai punem un ulei, ulei ăsta, Hontico. Să-l dăm după sau înainte. Le combinați. Deci dacă, dacă m-ați fi ascultat fără să-mi puneți o întrebare, mi-ați fi pus la final. Deci, puneți apă în pompă, puneți un produs pe bază de cupru, puneți Vertimec, insecticid, acaricid și ultimul produs, puneți un ulei horticol, care poate să fie oleomin sau midos oil. Sau? Midos oil. Sau ovipron. Da. Sau orice toil pe care vi-l vor da în fitofarmacie ca adjuvant sau ca ulei mineral alături de aceste produse. Sunt pachete în fitofarmacii care vi le vinde cu insecticidul și cu toilul împreună și în unele pachete este și produsul pe bază de cupru. Da. Asta... Și aș fi vrut să vă întreb... Cu aceste produse faceți tratamentul, le amestecați pe toate și faceți ca o singură trecere. La îmbăiere. Da, la îmbăiere să curgă soluția de pe pom. Dacă ați tăiat ramuri mai groase, cu un diametru mai gros de 2-3 cm, eu vă recomand ca acele tăieri sau zona de tăiere să o pansați. Fie faceți o pastă din apă și un produs pe bază de cupru și puneți cu pensula pe acele zone unde ați tăiat, fie achiziționați produsul Arbocol, care este ca o pastă, ca un silicon, care conține un produs pe bază de cupru. Și aplicați acea pastă pe tăieturile mai mari de 2-3 cm diametru. Acolo există vulnerabilitatea de a se instala ciuperci și bacterii. Este poarta de intrare pentru boli, cu alte cuvinte. Mai aveți întrebări? Da. Da. Și ce aș vrea să vă spun? Deci am un teren de vreo 700-800 de metri pătrați. Da. Mă auziți? Da, sigur, spune. Cât complex ar trebui să-i dau? Complex? Da. La 700-800 de metri pătrați? Da. În jur de 50 de kilograme, 50-60 de kilograme. Dar ce vreți să puneți pe el? Plante, roșii, castraveți, ardei... Așa, puteți să vă cumpărați atunci 2 saci de câte 50 de 100, să-i aveți la îndemână 100 de kilograme de complex, îngrășământ complex. Da. Așa să cereți, da? Da. Le administrați imediat ce se desprimăvărează la pregătirea patului germinativ. Am înțeles. Și după aceea vă cumpărați îngrășăminte foliare care se aplică o dată de 2 ori pe frunzele plantelor și ați rezolvat problema. Odată cu tratamentele împotriva bolilor și dăunătorilor. Ne ascultați și noi vă spunem ce trebuie să faceți. Domn profesor, acum după ce îl îmbăiem tot, îl pregătim în primăvară, când să mai stropesc? În primăvară depinde de fenofaza de dezvoltare. Ne urmăriți pentru că noi urmărim timpul probabil și știm când încep să înflorească pomii, când încep să învezească și atunci sunt fenofaze diferite. Dar noi vă spunem, numai trebuie să ne urmăriți, altceva nu mai. Ok, mulțumim tare mult. Sănătate. Multă sănătate vă dorim, alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Sărbâine, bună seara. Bună seara. Fac o întrebare, am un solar cam de 100 de metri pătrați. Pot folosi un erbicid total în el, înainte de a planta? Se poate, dar după ce ați aplicat erbicidul total, trebuie să stați 2 săptămâni, n-aveți voie să faceți nimic acolo. Am înțeles. Dar trebuie să-l aplicați pe frunzele plantelor care au apărut. Am înțeles, da. Nu pe terenul gol. Da. Și vă cumpărați un produs, un erbicid total pe bază de glifosat și se scrie acolo glifosat 480. Da. Mulțumesc mult. 250 de mililitri în 10 litri de apă. Mulțumesc. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct.
Alo, săruna, doamna Cristina, să trăiești, domnul doctor. Bună seara. Ce vreau să vă întreb? Am niște mule și nu merg. Belișul foliar a fost bun, dar fructele s-au uscat pe ramuri, de cât câteva la început. Ați făcut ceva tratamente? Sigur, cu Ortiva Top și l-am alternat cu Gabio Top și cu un insecticid, că am dat... Și s-au uscat, s-au mumifiat fructele? Exact. Bun. Deci dumneavoastră acolo trebuie să aplicați altceva. Deci produsele care mi le-a spus nu sunt adecvate pentru așa ceva. La zmeuri, la mur, trebuie aplicat tratamentele care sunt recomandate pentru pomii fructiferi. Dumneavoastră acolo ați avut monilinia sau putregaiul cenușiu și ați avut făinare. De regulă se manifestă făinarea și pe corzi. O puteți vedea acum, sunt niște pete maro. Uitați-vă. N-am observat asemenea. Să le vedeți. Când o să vă apucați de lucru, să le vedeți. Deci acolo, acolo va trebui să aplicați un insecticid și vă spun, notați, produsul Coragen. Coragen am folosit. Așa. Împreună cu Sistein Forte. Sistein Forte. Da. Am înțeles. Și-ați rezolvat problema. Puteți să o problemă de sol, să-i aplic niște gel iasol. Dacă vreți, puteți să-i dați gel iasol. La orice plantă merge gel iasolul. Știu că merge la plantă, dar la multe. Problema cu temperaturile se judeci. Mă gândesc că... La ce temperatură aș putea? N-are aplica. Importanță temperatura. De la 10 grade în sus se poate aplica geliasolul. De la 10 grade în sus. Da. Da. Pentru că pe ambalajul respectiv de la geliasol scrie că nu se aplică temperatura. Păi să nu se aplice, că el se dizolvă în apă și dacă dumneavoastră îl aplicați acum și în gheață, n-ați rezolvat nimic. Deci trebuie să fie... Temperatura peste zero, cum ar fi. Cum? Să fie temperatura peste 0 grade. Sigur, să nu înghețe soluția și poate să intre în sol, să nu fie înghețat nici solul. Să intre în sol, să intre la rădăcină. Da, deci poate fi aplicat când e da. Peste 0 grade. Însă trebuie să aveți grijă și dumneavoastră și ceilalți la care le-am recomandat geliasolul, că sunt mai multe tipuri de geliasol. Să cumpere geliasol care are pe cutie... 3 de 25. Deci 25, 25, 25. Bine, că acela am cumpărat. Deja am cumpărat. Așa. Deci ăla e cel mai bun. La legume, de câte ori se poate aplica geliasolul? Geliasolul, două tratamente sunt suficiente. Odată la plantare. Deci după plantare imediat. După plantare, în momentul când faceți plantarea, udați cu geliasol. Și după aceea, eventual, mai încolo. Dar vă recomand altceva la plantare. Să folosiți dumneavoastră Kinactiv Root. Da, am văzut la un invitat înainte. E un produs care stimulează dezvoltarea rădăcinilor. Și în plus e și bio, am înțeles. Da, e un produs bun și se poate folosi și în agricultura eco. Da, da, da. Mai aveți întrebări? Nu mai. Mulțumesc. Bine, mulțumim frumos, multă sănătate. Bionat Plus este un îngrășământ foliar cu extract natural din plante cu rol biostimulator. Folosește Bionat Plus la toate culturile. Alo, bună Alo. Seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Alo, să rămână. Bună seara. Doamna, am și eu un păr. Spuneți, da, spuneți în telefon. Am și eu un păr, se negresc frunzele și cad. Când se întâmplă fenomenul ăsta și vârful lăstarilor se încovoaie sau nu? Nu toate, nu, crăcile rămân la fel. Crăcile rămân la fel. Frunzele se negresc și pe spate. Da. Și se negresc și cad, se stavidesc și perele. Sigur, da, și perele rămân nedezvoltate, se stavidesc și se negresc și cad. Da, nedezvoltate, da. Este focul bacterian. Câți ani are părul? Are vreo, știu eu, cam vreo 7-8 ani, 10 ani.
Deci este pe rod. Dacă ar fi fost, dacă ar fi fost tânăr, v-aș fi spus să-l scoateți, să-l ardeți și să-l înlocuiți cu altul sănătos. Focul, focul bacterian este o boală care nu mai putem trata. Eu pot să vă sugerez niște lucrări, să încercați să mai îl mențineți în viață, dar vă spun riscurile pe care trebuie să vi le asumați. Acel păr este, constituie un focar de boală pentru restul speciilor pe care le aveți acolo, respectiv. E singur, l-am în fața casei. Și nu mai aveți nici trandafir și nu mai aveți nici gutui, nici alți peri. Nu. Am înțeles. Atunci pentru perii din vecini este un focar de infecție. E departe, la am înțeles. 40 de metri, nu. Bun. Eu vă spun că în practică pomii afectați de acest foc bacterian trebuie scoși și distruși, da? Noi cam o parte a lui. Am înțeles. Așa se procedează. Deci dacă vine un specialist de la Direcția Fitosanitară și constată că este foc bacterian, vă va spune să-l scoateți și să-l distrugeți. Ce să mai fac? Noi vă mai spunem să tăiați... Să ascultați ce vă spune Cristina. Să tăiați 10 centimetri fiecare ramură sub zona înnegrită. Da? Și aplicați pe tăietură o pastă de arbocol, să opriți acolo infecția și să faceți arbocol. Și vegetație, de aici încolo, toată viața părului, să nu lipsească două tratamente făcute cu aliet sau aleato. Aliet sau aleato? Aliet? Da. Sau aleato? Aleato. Da. Sau Luna Care. Luna Care, da. Așa. Și de câte ori, domn doctor? De două ori faceți tratamentul. Primul tratament îl aplicați când apar primele frunzulițe și al doilea tratament la două săptămâni de la primul. De la prima stropire. Da. Ăsta nu trebuie să vă lipsească de aici încolo, de la păr și de la gutui, dacă aveți. Atât două tratamente. Da. Când apar primele frunze. Astea sunt primele tratamente, dar după aceea urmează alte tratamente. La pom se fac în jur de 7-8 tratamente pe an. Și la floare, domn doctor, cu ce să dau? Și la floare, dar... Aici, când se face la floare, trebuie neapărat să aplicați și un insecticid. La produsul care vi l-a recomandat Cristina, se poate pune un insecticid. Și adică... un insecticid, cum ar fi, de exemplu, Lider. Sau Coragen. Colagen. Așa. Și acolo... Le amestec cu astea două. Sigur, și mai puteți să puneți tot în amestec cu ăla, puteți să puneți Sistein Forte sau Score. Score, da. Da? Tot la fel. Sigur. Dar tratamentele astea trebuie să le urmăriți în permanență, pentru că v-am spus. Sunt în faze de dezvoltare a pomilor. Dacă ne urmăriți, fără să mai dați telefon, dacă ne urmăriți, vă spunem ce trebuie să faceți pe tot parcursul anului. Da, deci, domn doctor, Luna Cer și cu ce mi-ați dat dumneavoastră, colagenul și cu Score. Exact. Astea sunt primele tratamente, dar eu v-am spus. Noi, în cadrul emisiunii, vă recomandăm tratamentele la toate speciile. Dar pentru dumneavoastră personal, pe lângă ce vă recomandăm noi la specia păr, v-am spus să nu vă lipsească aliet, aleato sau Luna Care. Luna Care. De câte ori să dau? De două ori v-am spus cu aceste produse. La primele două tratamente din an, adăugați dumneavoastră aliet, aleato sau Luna Care. Și în rest, mergeți în același ritm cu ceilalți, cu recomandările care le facem pentru specia păr, da? Cu tratamentele. Da. Dar dumneavoastră, în combinație, mai puneți aceste două produse, neapărat. Da. Da, doamnă scumpă, dar acum primăvară trebuie să dau cu cupru și cu ulei? E obligatoriu. Deci asta... După ce ați făcut tăierile, ascultați-mă două secunde că vă explic. După ce ați făcut tăierile, automat, trebuie să stropiți pomul cu un produs pe bază de cupru, cu un insecticid și un ulei. Le combinați. Ordinea este aceea care v-am spus-o eu. Da, am înțeles.
da? La cer cu ăsta și cu scule. Da. N-ați înțeles nimic. Ascultați-mă. Deci după tăierea pomului, acum, astăzi, azi, mâine, poimâine, faceți o combinație între produs pe bază de cupru. Notați, că să fie mai simplu. Champion. Scrieți. Champion. Champion. 30 de grame. Champion, 30 de grame. După aceea. Da. Coragen. Colagen. 2 ml. Da. Da? Da. Oleomin. Ole. Oleomin. Oleomin. Min. Min. Da. Min. 100 de mililitri. Da, da. Toate le puneți în 10 litri de apă. Ordinea toate cum patru. V-am spus eu. Toate 4. Da. Toate 3, nu 4, că 3. Da. E cupru, îi cupru, coragenul și uleiul. Și uleiul, m-am zis să-ți dată șempionul, deci colagenul de șempion. Exact. Le amestecați și faceți tratamentul să curgă apa pe pom în jos. Da, acum până apare frunzele, până apar frunzele. Deci astăzi, mâine, poi mâine. Da, am înțeles. Deci până apar frunzele, când apar frunzele, da frunzele. În repaus. După ce ați terminat treaba asta, în primăvară, când pomul pornește în vegetație și are frunzulițe, atunci aplicați produsele care vi le-a spus Cristina. Lunacer, colagen și scure. Corect. Da. La 2 săptămâni. Prima și după aia la 2 săptămâni. Exact, exact. Și după aceea mai ne auzim. Mă ascultăm, da. Mulțumim frumos, domnul. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara, sunteți în direct. Alo. Sunteți în direct, vă ascultăm. Să trăiască, domnul inginer, să trăiți sărmuire. Trăiți și dumneavoastră. În telefon ne auzim. Da, am dat televizorul ce de tot. Spuneți. Vă rog mult, am vreo 7 meri de vreo 15 ani. Jumătate sunt idaret și jumătate generos, în alea galbene mari. Așa, da. Cele idaretul n-au nimic pe tulpină și pe crângile groase. Dar generosul, cele galbene, sunt crăpate, domne, tulpinile și crângile acelea groase, crăpate la o jumătate metru și se tot vindecă într-una. Ce poate să fie acolo? Sunt viermi? Nu este niciun vierme, sau, nu. Sau poate să fie un cancer care produce acea crăpare a scoarței. Umflate, aveți umflături pe rămurele. Nu, și la tulpină și la crăcile groase, dar la idare nu. Nu, dar să vă întreb ceva. Sunt așa niște umflături ca și ouăle de găină? Nu, sunt lungi de o jumătate de metru și aproape crăpați de degetul. Deci îți crăpături pe coajă, da? Da, aproape de lemn. Și nicio problemă. Cicatrizează în fiecare an. Ascultați-mă. Deci vă procurați produsul Teracalco împreună cu produsul Vertimec și un adjuvant. Sunt Siltim. Siltim sau Breakthrough. Da. Le aplic la sol? Le faceți o pastă. O zeamă cu Teracalco ăsta și văruiți pomul. Acolo unde sunt crăpăturile. Sunt umflate și ele se cicatrizează fiecare an, dar apar din nou altele și altele și altele. Dar numai la cele galbene. La idaret nu se întâmplă nimic. V-am spus. Deci faceți treaba asta după tratamentele pe care le-am recomandat cu un produs pe bază de cupru, insecticidul și uleiul. După aceea faceți treaba asta cu Teracalco. Da, eu mă gândeam că înainte de a face tratamentul cu uleiul... Nu. Deci, ultima... Un insecticid puternic. Este, v-am spus, Vertimecul. Să-i dau înainte de îmbăiere... Nu dați... Nu m-ați înțeles deloc. Ascultați-mă că nu m-a...
facem conversație. Crăpăturile nu sunt produse de la insecte. Deci noastră am înțeles, vreți să dați un șoc, un tratament de șoc, bănuind că sunt insectele vinovate de aceste crăpături. Nu. Sunt insectele vinovate, plus că tratamentele din repaus vegetativ, în care aveți vertimecul și uleiul, vă asigură combaterea dăunătorilor prezenți pe și sub scoarță, sufocându-i. Dar sunt crăpăturile prea mari, prea adânci. Și da, dacă dați cu un insecticid, cicatrizați rănile, vă întreb eu. Bun, atâta. Și numai încă o întrebare și e gata, v-am. Da, spuneți, spuneți. Am pus anul trecut varză albă și varză roșie. Le-am udat, draven, cred că le-am udat și cam mult. Dom'le, au crescut înalte și, și normal așa, dar n-au legat deloc. Exact ca un cartof, mai ales varza roșie. Și varza roșie era și amară. Deci trebuie... A crescut înalte și frunzele legate tot, dar mirdul nu. Trebuie neapărat să cumpărați semințe, căutați semințe de la... De la firma Hectar. De acolo m-am gândit și eu, da, da. Cumpărați și vă faceți dumneavoastră răsadurile și le puneți, că pentru că ați cumpărat, cine știe de unde ați cumpărat semințe? Tocmai, Agrosel am înțeles că cele mai bune. Deci de la firma Hectar, Agrosel, da. Bun, mulțumesc, atât, mulțumesc. Sănătate. Multă sănătate vă dorim. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva minute.